Flamentul e pentru tine, pentru părinți, pentru cine? Pentru mine. În caz dacă o să fiu vreodată suspendat sau accidentat, o să mă duc la, pe locul meu și o să văd meciul de acolo. O să și cânti la fel ca cei din galerie, ca suporteri? Da, de ce nu? De mic îmi plăcea să stau în galerie și când mă duceam la meciuri. Și îmi place foarte mult și de ce nu să-mi încurajez echipa. Crezi că o să fie la fel de mulți abonați ca și anul trecut? Anul trecut au fost peste 7.000. Sper, pentru că ne ajută foarte mult. Ați văzut și noastră, orice echipă care vine pe stadionul nostru, le este frică de acești suporteri fanatici care ne sprijină din primul minut până în ultimul. Sper să vină la fel de mulți, dacă nu și mai mulți, și să ne ajute la fiecare meci. Ți-ar fi frică cu adversar? Da, am spus și mai devreme, dacă aș intra ca adversar pe acest stadion, cu siguranță mi-ar fi puțin teamă așa de atmosfera care este pe stadion. Da, vă dați seama, acum trebuie să încărcăm pentru ce va începe, dar nu trebuie să ne dăm pe toți niciun moment, trebuie să lucrăm din greu și când va începe prima minută să fim 100%. Dacă aveai puțină șansă, acum nu erai. Treaba să pregătești pentru un campionat, erai în Italia să pregătești cu Euro 21. Da, nu am ce să fac acum, le urez baftă băieților acolo și să facă o treabă cât mai bună. Acum eu trebuie să muncesc și la campania următoare să fiu convocat. Păi, ce jucători ți-ai dorit să vină la Universitatea Craiova să vă ajute în lupta pentru titlu? Nu sunt eu în măsură să spun ce jucători ar trebui să vină. Scouterii din acest club sau antrenorii trebuie să decidă ce este nevoie la echipă și să aducă jucători. Tu ce jucători ai dori să faci echipă cu el? Un nume mare. Nu știu, nu pot să spun. Mie, eu sunt mulțumit de colegii mei, sper să vină și, dacă o să vină jucători, să vină cât mai bun și să ne ajute în campionat. Da, Andrei Ivan, ți-ai dori să vină? Da, îl știu așa, nu am avut foarte multe vorbe cu el, dar îl știu de când eram la junior, am vorbit când era și el junior, am schimbat câteva vorbe cu el și pare un coleg de treabă și mi-aș dori să vin aici. Ai văzut că America nu a destinația jucătorilor români, după Mitriță și Tănați la FCLV și Băluță? Da, nu, ce să, asta este fotbalul, trebuie să muncesc ca să ajungi la un club mai mare, le urez baftă acolo și să-mi scrie cât mai multe goluri. Care sunt favoritele tale la titlu în ordine? Nu știu, acum nu trebuie, nu știu sigur cine o să bată la titlu. Vom vedea când se va termina și campania de transferuri, ce jucători vor fi aduși la fiecare echipă și când va începe campionatul, ce echipe este în formă. Mitriță, ai mai păstrat legătura? Da, mai vorbit cu el din când în când, când am fost și în cantonament, chiar și după acel meci cu Viitorul, când am avut acel autogol, m-a sunat și m-a încurajat. Nu? Și așa îmi este un prieten apropiat. Vezi România campioană europeană la tineret? Văd o echipă foarte, foarte bună, foarte bine mobilizată și sper că o să... sunt sigur că o să fac o figură frumoasă la acest european. Pe Mirel Blinc, vezi antrenorul Universitatea Craiova? Acum este domnul Cornelu Papură, nu știu ce se va întâmpla pe viitor, trebuie să ne facem treaba cât mai bine cu mister și să dăm totul pe teren. De suporter de tem? De ai noștri? Nu mă tem, sunt sigur că o să fie alături de noi și mai ales Peluza, cât și celelalte tribune sunt 100% că o să fie alături de noi la începerea campionatului și pe tot parcursul campionatului. Mulțumim, mersi.